spuneam de un dezvoltator imobiliar care vrea să facă o construcție destul de importantă, un complex, și care are mai multe oferte de la vreo 50 de constructori, 50 de oameni care sunt firme care se ocupă de asta. El ia în considerare toate cele 50 de firme, nu știe pe